Textul tare este și frumos, au demonstrat-o concurenții la competiția Mister Ialoveni, organizată pentru prima dată în oraș. Băieții au ținut din tot din adinsul să arate că nu numai fetele au parte de concursuri de frumusețe. Cum e fie, facem vin, îl bem, îl vindem și banii bem după asta. Acesta a fost răspunsul unui concurent la întrebarea cum și-ar câștiga traiul în mod legal. La concurs au participat 7 tineri din raionul Ialoveni. Băieții au trebuit să convingă juriul că sunt cei mai buni, trecând peste 4 încercări. Dans, proba de inteligență, de forță și prezentarea femeii ideale. Proba de inteligență a cam dat bătăi de cap concurenților care au găsit cu greu argumente pentru a-și susține ideile. Sunt patriot, îmi iubesc țara. Un argument ar fi participarea la cât mai multe concursuri ce țin la nivel național și internațional pentru a reprezenta țara noastră. Ce argumente? Eu particip la evenimente de ajutor pentru comunitate, mai multe. Așa, a doua este păstrez curățenia. Păstrez. Da, și a treia a uitat. Deși trebuia să capete o atmosferă romantică, publicul a râs copios când băieții au vorbit despre femeia ideală. Femeia ideală, pe lângă calitățile fizice, trebuie să fie adâncă, sufletește. Da, să fie bună, isteață. Mai scurt, femeile trebuie să aibă de tăie. Mai regină decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Mai amară ca pelinul, dar femeia poate fi. Într-un final, Tudor Iovu, de 16 ani, s-a ales cu titlul Mister Ialoveni, dar și cu un premiu de 700 de lei. Se decernează lui Tudor Iovu! A fost multă pregătire, străduință și, în primul rând, a fost dorință. Băiatul care a devenit Mister Ialoveni s-a dovedit a fi mai comunicativ, s-a dovedit a fi mai romantic, care ne-a cucerit în majoritatea probelor și de aceea a devenit cel mai bun. Concursul este organizat pentru prima dată în raionul Ialoveni. Fiecare participant a primit câte un titlu și câte un premiu de 300 de lei.